Sistemul TVA la încasare obligatoriu numai în lei. Tot cu data de 1 ianuarie 2013 este introdus și sistemul de plată TVA la încasare, care presupune colectarea taxei la momentul încasării contra valorii livrărilor sau prestărilor efectuate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data emiterii facturii. Contribuabilii obligați să aplice această decizie sunt cei care au o cifră de afaceri anuală inferioară plafonului de 2.250.000 lei. Pentru acest lucru se depune la administrația financiară de care aparține o notificare prin care să rezulte cifra de afaceri realizată. În cazul în care acest plafon se modifică, posibilitatea de aplicabilitate a sistemului de plată a TVA la încasare se transferă pentru trimestrele viitoare. Noile prevederi fiscale nu se aplică de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 de lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile sau scutite cu drept de deducere, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării prestării se consideră ca fiind în străinătate. Facturarea se poate face fie în forma scrisă pe suport de hârtie, fie în format electronic. Sumele indicate pe factură se pot exprima în orice monedă, însă valoarea TVA colectată obligatoriu în lei.